dacă te pupam acum, ce ziceai? Mă așteptam. Te așteptai? Ai venit prea așa. Am mai făcut-o și după aia mie că... După aia ție că, mie că sunt intră iară altă fată nouă în casă. Ai, și nu, ești că oricum am observat că tu ești în cunoaștere cu toate femeile de intră în casă noi. Da, da, mi-am asumat și am spus chestia asta, adică eu nu... Păi nu da! Sunt... De unde ai luat tu mie standardele? Pentru că mie mi-ai fost foarte dragă cu mătica mea și mie și cu mătica și eu știu ceea ce-ți dorești tu. Bă, dar te deranjează părerea mea. Adriana, este părerea mea. O să te folosești și după la revedere. Nu mă interesează. Nu te-am acceptat. Atunci, să dea Dumnezeu să fii cea mai fericită lângă al nostru Lucian. Dar cum faci această geasă la mare mea? Dacă nu vrei să fiu cea mai fericită lângă Lucian, te rog frumos să-ți ții părerea pentru tine. Cum facem pe angajat part-time cu mare mea? Conexiune, vorbește pe conexiune, că invitata mai înainte spunea că este vorba de o conexiune. Ce ai, ești bolnav? Dacă eu am un subiect aici, ce te bași? Asta te bași tu! Nu mai țipa, ești turbat? Ce ai? Bă, nu mai țipa! Nu mai țipa, ești bolnav! Bă, te-am lăsat! Dacă vezi că vorbesc eu, dacă vezi că vorbesc eu, dacă vezi că vorbesc eu, dar nu toată când vrei tu că... Așa e un meni... Nu să trebuie să răbătai, că... Ce? Andrei potolește, nu le ascult. Bă, tu ai impresia... Andrei, dacă nu zicnești! Bă, ai impresia că dacă ești umflat, poți să... Cine, mă? Vrei să dovedesc? Bă, tu ai impresia să ia ce... Bă, nu mai vorbi cu ea! Adriana, ia un acțiune! Crede-mă că am avut ca tine și nu mai îmi doresc! Mamă, mamă, ai avut ca mine! Ai avut ca mine, te rog eu frumos. A avut ca tine de acum așa bețișoară, descoperit în dinți. Dacă văd că vorbeam, își tac din gură. Păi, dar vezi că eu vorbeam și voi țipați aici. Despre mine, frate. Ai vrut pe fată, nu te-a vrut, te-a aflit, împacă-te cu gândul. Care-i problema? Mandala aia? Da. Ai vrut-o, e de băi, ți-a dat mesaj sau? Terască. I-ai răspuns? Nu. La revedere, mă, băiat. Arată-mă unde e tot cu mesaj. Băi, Andrei, dacă nu e... Lucian, Lucian, dacă nu e... Lucian, dacă nu e... Ai vrut tu să faci subiect, ai vrut tu să faci... Nu știu, tot știi ce ai avut în cap. Eu, dacă era ceva... Te vezi atâta și ții... În primul rând a spus Mariana. Băi, vorbește-mă frumos. Da, nu vreau să vorbesc. Păi de ce nu vorbești frumos? Că nu vreau. Păi și atunci de ce zici la mine să-ți vorbești? Ești o săgeată. Uite așa. Cu ce sunt săgeată? Cu tot. Subiectul meu sunt tot. Ești săgeată cu tot. Că când vorbește ăla, că virgulă când vorbește ăla, îi apărare mereu săgetuța number one. Hai! Acolo, că eu vorbesc la subiectul meu! Bă, 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 te pun la trei! Nu vezi că nu mă las nici să vorbesc? Nu mă las nici să vorbesc? Te pun la trei! Pentru că știi că te faci! Bă, te vine când bate vântul afară să te faci meu și mi-a... Ce vorbim? Cameră? Te rog, vreau să mă duc și eu în casa băieților să vorbesc cu Robin și cu Andreea. Te rog frumos, vreau să lămuresc ceva cu ei. Te rog mult de tot, te rog. Hai, te rog, lasă-mă să mă duc și eu. Eu mă mulțumesc cu puțin. Așa am fost învățat de la mama și de la tatăl meu. Înțeles. Mulțumesc și de cu puțin că darul ți se va lua. Îți urez mult succes. Colabora. Scuze-mă, dar trebuie să vorbesc. A zis Romeo iartă-mă. Că vrea să se convertească, să se facă arab, tu să-i cânt și eu să-i dansez. Pentru că păi nu există. Păi nu sunt, păi nu contează să nu mai... se convertească, aia, te rog, să se facă arab. Pe faptele okay. care, pe care le faci tu, faptele tale. Păi și mai băgat în seamă? Faptele tale. Ce faceți, băieți? Nu că m-ai băgat în seamă, dar ți-am spus prima zi că ai vorbit despre mine la OT și ai spus că nu poți să te duci despre mine, pentru că e Andrei la mine. Andrei mi-a zis, auzi, tu ai putea să te bagi în cuplul meu și i-am răspuns. Eu niciodată n-am zis să vorbesc de tine aia. Ia ziceți-mi și mie care-i treaba. Romeo, eu am vorbit ceva cu tine aseară și tu faci exact pe dos. Dar ce am vorbit cu tine aseară? Ți-am promis ceva, ți-am zis, n-am zis și nu fac nimic rău, vorbesc cu fata asta, ca și când ăștia se certau toți acolo. Vezi cum o dai acum? Subiect. Vezi cum o dai acum? Dar ce-am făcut? Vrei să vărți coloasă pe tine? Bă, dar ce-am făcut, mă, ce ai? Zi-mi, Andreea, ce ți-ai zis, că cu el n-am ce să vorbesc. Vorbeam așa, cu ce se ocupă, cu ce mă ocup, adică nu, nimic interesant. Băi, vezi că ține parte acum. Și a zis că vrea să se convertească. Dar tu poți să pleci, te rog. Dar nu plec când vrei tu, pleacă tu mai bine. Ah, dar nu am de ce, că aici mi-a spus pe televizor să vin, nu-i problema ta. Păi și de ce te bași tu, ce treabă ai tu cu noi? Uite, vreau să mă uit la show. Ei, na, ce show? Lasă-mă, vorbim noi, lasă-mă, se uită. Ce-ai viața, lasă-mă.
Habar n-am, dar am ajuns la concluzia că nici voi nu știți pe unde sunteți cu relația, dacă o să mai fiți, dacă nu o să mai fiți. Maria ar vrea acum să pună punct, cum și eu am venit și am zis de 100 de ori că gata, nu mai vreau pe Mariana, nu mai îmi doresc nimic, nu mai pot, nu știu ce, am venit și m-am... Da, dar ideea că eu sunt Maria, tu ești cu mănici. Păi tu ești Maria, dar și tu ai spus aceleași lucruri și te-ai întors vreo 3 ori până acum, cum facem? Da, nu, am spus asta doar o dată. Nu, asta cred că e a doua sau a treia oară. Nu, asta e o dată. S-a întâmplat asta săptămâna trecută sau... Asta e, ieri sau astăzi a fost ori a doua oară? A doua oară. Ei, dacă se întâmplă a doua oară, se întâmplă și a treia oară. Să vedem. Ce zici? Unde suntem acum? Cum stăm? Nicăieri. În afară că eu stau pe canapea și tu stai pe canapea acolo, unde suntem noi doi? Cu relație. Tu ești singur, eu sunt o femeie singură, tu ești un bărbat singur. Uite că nu coiste că sunt singur, sunt cu tine. E fix problema ta. Mamă, sunteți atât de frumoase amândouă. Ți se pare... Se pare normal ce faci? Ce fac? Dacă vrei, ți-am spus și ieri. Lucia ne ajută, mă, nu știu. Hai, frate, pe bune! Dar crezi că stăteam aici să vorbesc? Da, nu mă interesează, să bagă toți. Ce-am vorbit aseară cu tine, Romeo? Vreau să-mi răspunzi acum. Dar ce-am vorbit cu mine aseară? Cum adică ce-am vorbit cu tine aseară? Despre ce? Despre ce am vorbit? Cum adică? Tu nu mai știi, văd că te faci că nu știi. Dar ți-am zis eu că nu o să vorbesc cu nicio fată. Ți-am mai zis că nu o să... Eu nu ți-am promis că nu o să, o să fiu aici și o să stau într-un colț. Nu am spus să vorbesc cu ea, să văd ce... Nu mi-ai spus așa. Dar ce ți-a spus ea? Bă, deja pe tine! Eu leg! De treaba ta, te rog. Băi, vorbești și frumos. Da, pe bune, dar dacă vii aici, păi da, nu, dar mă enervez că vii peste noi dar și nu poți să ratezi așa ceva, băi, iartă-mă. Ei, na, dar o să vii pe material, lasă-mă în pace. Hai de cap, dar cum să aștept 2 săptămâni? Așteaptă. Uite, băi, nu spun nimic, gata, nu mă bag în seamă, uite, continuă. Vreau să știu ce vrei de la viață, frate. Auzi, ce vreau de la viață, dar ce, nu știu ce vreau, nici ziua de mâine nu știu ce se va întâmpla, de unde să știu eu. Cum adică, ce ați discutat în grădină, vreau să știu? Ce? Ce ați discutat în grădină? Ce am discutat? De fapt, lasă că ea m-a chemat pe televizor. Ce voiai să-mi zici? Asta, că vrea să convertească. Altceva? Atât. Da. Am o formă de glumă. Bă, că dacă ar fi să... ce-am vorbit. De ce... Exact, de ce nu ce-am spui? Vorbit noi? De ce nu spui? Adică n-am vorbit noi nu știu ce chestii. Am... Da, lasă să zică, zic. Am vorbit și am zis că eu cred foarte mult în chimia dintre oameni și în compatibilitatea dintre oameni, în vibe-ul pe care îl transmite o persoană. Nu? Nu contează. Bă, eu nu sunt... Na, că a zis, vrei să te... Bă, lasă că nu e aici. Auzi, de ea. Da, de ce stă, frate? Alo, hai, lasă, nu mă mai vezi lua de treaba așa. Ta și vezi discută tu cu bărbatul de treaba acolo. Ta, dar ce tot te bagi? Frustrat-o, vezi de treaba ta. Băi, băiatule, nu vezi că eu n-am venit aici să discut vezi cu tine, da? Vezi cum vorbești. Cu că vorbești. Hai, băi, vezi, dar cu cine crezi tu că uite, vorbești? Uite, vreau să râd de voi. Vreau dar să râd în altă parte. Râd de tine, uite așa, că ești fraieră, de aia. Du-te la Andrada și Paco. Ăsta așa bătă joc din nou de tine, de aia râd. Poftim? Dar problema ta ce face el? E problema noastră, nu te privește pe tine, da? A voi trei? Problema voastră a voi trei? Da, e problema noastră în trei. Ce te bagi? Tu vrei și tu să fii între noi? Bă, dar cu ce m-a băgat? Hai, te rog frumos, hai, du-te de aici, că mă enervezi. Da, nu vreau să continui când vrei tu. Atunci nu mai vorbim. Continui când vreau eu, da? Și când consider că e necesar. Eu vreau să stau aici. Mă simt foarte comod aici. Hei, țărâncuțo! Țăran ești tu, bă! Dar de ce vrei? Acasă, hai! Dă drum acasă! Dă-i tu drumul acasă, mă, marș! Du-te cățeluș. Acasă, că nu te mai vrea nimeni! Hai, marș, dă-te! Marș! Dă-i drumul acasă! Seia, ce s-a întâmplat? Băi! Alo, frustrare? Vorbește frumos, băi, țărâncuțo! Vezi că nu te mai vrea nimeni! Cazi, ce ai? Nu te vrea nimeni, păi cum Cazi, ce ai? Păi de ce? Așa se comportă cu o femeie, Cazi! Păi bă, m-am jurat! Cazi, așa te comporți cu o femeie, ce ai? Dar ce-am, păi, aruncat cu suc în mine, ce i-am spus? Aruncat cu suc în tine! Ce? De ce? Că stăteam și mă uitam ce vorbește ea cu Romeo și cu fata aia. Și-a aruncat în tine fără niciun motiv? Da, nu i-ai zis nimic atunci? Nu, i-a zis, bă, stau și mă uit, care e problema? După eu mă duc de acolo când vrea ea, mă mut când vrea ea. Imposibil să fii supărat așa degeaba. Am zis ceva, mă? Dar ea era supărată și nervoasă că stăteam eu de vorbă cu Andreea. Și s-a răzbunat, s-a închis pe mine, a aruncat cu suc, m-a ferit și a zis, tu... bă,
Așa am jurat, păi nu i-a spus nimic. Să-și aruncă cu cuvinte mine, ce care e problema lui, nu înțeleg. Cine? Cazi? Da, eu vreau să vorbesc cu cineva și să bagă el în continuu, nu mă lasă să vorbesc. M-am sătut. Vine el și... cap. Dar roagă-l frumos, nu vorbi cu asta, da. Roagă-l frumos să nu se mai bage. Da, nu mă interesează, cum să rog frumos. Da, am spus o dată de două ori, de trei ori, dar nu mai suport. Și situația în sine mă enervează, e... Mă ia toată lumea la mișto, dar nu plânge din cauza lui, nu plânge din cauza lui Cazi. Auzi, dacă ai vorbit cu Romeo după ziua de ieri? Da, a vorbit și ieri. Și? De asta și... Dacă tot nimic e genul, dai... Da, nu, tu, că nu mă interesează, vreau să vorbesc ceva cu el, că mi se pare că mi-a la mișto. Trebuie să vezi asta singură. Dar nu, că am văzut asta și nu înțeleg de ce continuă să fac același lucru. Ai văzut că nu-i de tine. Nu te merită. Că așa-i place să joace. Tu nu ești genul de fată care stai cu o persoană care vrea doar să joace cu femeile din jurul lui. De ce nu înțeleg? De ce face treaba asta? Că-i să mă jocească pe mine place, în fața publicului. Să se... Dar de ce? Sunt bărbați, le place să se creadă. Dar nu înțeleg, frate, vorbim cu el și l-am întrebat. Îmi spui în față, dacă ai ceva de spus, vrei sau nu să continui ceva cu mine? Și mie spune el ceva și asta se face cu totul altceva. Mi se pare un bătăran și un țăran și... Nu jigni. Ba este, că da, un bărbat nu este așa. Este. Nu mai pune bătul la vrăjeala bărbaților, că bărbații azi îți dă o caldă ca să... Să creadă bărbații fatal și mâine vine și îți dă 10 reci. Da, dar nici pe el nu înțeleg, că îi spune cuvinte foarte multe și... Maria, da, s-a fript de... aceleași lucruri le-a făcut și în cazul meu, doar că eu n-am pus bătul la vrăjeală. Nu înțeleg de ce a venit aici, ca să mă josească pe mine unul... Dar nu-i mai permite. Care... Păi tocmai că am fost proastă și i-am permis. Romeo, Lucian s-a retras Romeo. Pentru că a spus că o plăcea pe Adriana, doar Romeo. Că n-a avut curaj să recunoască. Mă, lasă! Andrei Stampic, Romeo, ceva, o placi cine cu adevărat. Băi! Bă, stai în pizza, vorbesc și eu, Andrei, ce ai? Hai să explic o chestie. Băi, tu mi-ai zis mie să... Am zis, lasă-mă, vorbesc și tu, nu te-am înjurat. Ți-am zis și îți repet, bă, că niciodată nu să te jignesc. Lucian, pentru că nu sunt caracter. Nu ți-am zis așa. Întreabă din nou. Dar de ce vorbești acum? Romeo, ți-am pus o întrebare. Păi dacă mă lasă acești doi oameni... Dar vorbești și eu aici pe conexiune, ce aveți? Vorbești și eu aici, lui! De ce îl cazi în picioare? Dar de ce dacă îl cazi? La oi! Romeo? Andrada, fii atent aici. E o mare diferență între atracție, da, mă atrage, e o fată ok, înțelegi? Dar nu a apucat să se concluzioneze ceva între noi, în sensul ăla de drag, de dragoste, de nu știu ce. Dar normal că de dragoste, dar îți place de ea, te atrage, nu? Da, e o fată ok, o fată frumoasă, dar prin toate gesturile astea pe care le face și i-am zis că eu n-aș putea sta cu o femeie care îmi suflă în ceafă mereu și se gelozește la orice mică chestie. Păi, dar de ce mai vii și o pup Romeo aici? Ce? De ce mai vii și o pup? Tu știi bine că el s-a schimbat de când a intrat Andreea în casă. Nu este vina ta. Bine, e vina mea, dar tocmai eu am discutat cu el aseară și mie spune ceva și aici face altceva. Asta mă deranjează pe mine. Dar nu e prima dată să ia când s-a întâmplat asta. Păi nu e prima dată, dar am crezut că e ok și că tu... Dar ce s-a întâmplat? Stai un pic, ce s-a întâmplat acolo? Te-ai dus acolo și nu te-a lăsat Cazi să vorbești cu el? Da, și tot mă enerva și făcea și glume. Nu Cazi, meu. Tot se hlizea să uita la Andreea și pe mine mă evita, adică gen, ca și cum... Dar de ce te-ai dus încolo? Că am vrut să vorbesc cu și ce? Și cum adică, pentru că Andreea mă striga pe televizor, voia să-mi zică ceva. Dar nu contează, mă, trebuia să aștepte să vină el să vorbească sau să vorbească, da, nu se... Păi și de ce nu e ca și cum nu să se ducă el. Dar tu ai cerut să pleci acolo după aia ți-a dat mesajul? Da. Ah, păi eu am crezut că ți-a dat mesajul așa, dintr-o dată. Eu n-am știut că tu ai cerut voie. Să mă duc, pur și simplu. Nu, mai, nu, nu te duc. Și m-a enervat Cazi. Dar fii și tu puțin mai orgolioasă, că ești femeie, așteaptă să vină bărbații la tine, nu te duce tu după ei. El e gen de persoană care în momentul vede că se ajunge prea departe, gen la momentul ăla în care trebuie să faci relație cu acea persoană, se retrage. Și încearcă să se joace, să facă diferite joculețe cu alte persoane.
Înțeleg care e problema lui Cazi cu mine în momentul de față, chiar nu înțeleg. Păi, care e problema lui Cazi? O să vorbești, dar încearcă să vorbești. Dar n-am ce să vorbesc eu cu Cazi. Pentru că e prea... Trebuie să vorbești cu Cazi. Dar n-am ce să vorbesc cu Cazi, de ce să bagă ce vrea el, ce să bagă ca un ghimpe. Ok, probabil e puțin frustrat pentru că noi... E frustrat că i-am dat cu șef. Da, și asta tot e adevărat, pentru că a sunat-o și i-a scris în continuu și... Dar ea mi-a zis din start când i-a scris că nu vreau și dacă eu voiam și îmi doream ceva cu Cazi, să fie sigur că eu încerca să mă îndrept către el. Bă, eu m-am exprimat destul de bine. De ce să mă scuz dacă n-am fost acuzat? Bă, eu m-am exprimat destul de bine, ți-am spus mesajul ăla, îmi pare rău că am vorbit. Bă, eu n-am zis că m-ai acuzat. De ce să mă scuz? Cum am încercat? Tu te-ai scuzat? Nu m-am scuzat. Că eu n-am vorbit cu nimeni, că tot ce am vorbit cu tine a rămas între noi doi. Cum adică nu te-ai scuzat? Să vii să-mi spui mie cuvintele astea. Așa ți-am spus, să vii să-mi spui mie cuvintele astea atunci când o să auzi ceva cum. Da, dar eu nu ți-am zis că ai fi spus tu ceva cuiva. Eu ți-am zis că atunci să vii să-mi spui tu mie cuvintele alea. Dar eu nu ți-am spus ție că ai fi vorbit tu cu vreo cineva ceea ce am avut noi, discuțiile noastre. Nu am zis. Nu am făcut referire. Asta am înțeles eu. Eu nu ți-am spus că îmi pare rău că am vorbit mai mult decât trebuia, iar după s-a auzit unde nu trebuia. Eu n-am spus asta. Care e problema ta, Cazi, cu mine? Cu ce m-am băgat? Nu înțeleg. De ce vii? Fasole acolo lângă noi. Dar vorbește frumos, Vlad. Ce vrei de la noi? Te deranjește frumos, domnule. Am venit pur și simplu să vorbesc cu Romeo ceva, da? Cu ce am intervenit? Măi, ascultați-o și pe ea, lăsați-o să vorbească ce aveți. Lăsați-o să vorbească. Ce te bași tu, bă? Vorbește cum vrei tu, da. Vorbește, Romeo! Cu ce am intervenit, ea? Ce am spus acolo? De ce te bagi? De ce stai acolo? Ați deranjat-o pe noi, stai puțin. Nu vreau să stau la televizor să mă uit ce vorbiți voi. Ce te interesează pe tine? Ușor. Ia ușor, te rog. Nu ai ușor. Să avem un dialog vorbitor receptor. Nu vreau să nu spui tu mie cu zoia. Eu am fost doar prezent la ceea ce ai vorbit. Nu m-am băgat cu nimic, n-am spus un cuvânt. Da, ba da, faci mișto în continuu. Păi nu fac mișto. Tot mă atacai în continuu. Păi prin prezența mea fac mișto că n-am spus un cuvânt. Ce-am spus? Gândurile ce-am spus, zi-mi ce-am spus. Tu ești mișto, mă. Că hai, spune, hai, vreau să ascult, vreau nu știu ce. Ce grijă! Seia, așa Seia, dacă ești bolnavă din gelozie, du-te, pui-mă și tratează-te, te rog. Dacă ești bolnavă din gelozie, du-te, nu mai dai din afară, știi? Da, a fost prezent! Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.